Bună ziua, stimați telespectatori, și bine ați revenit la Relații de Parenting, emisiunea cu Alexandru Antonie. Iată, suntem în sezonul nou, cea de-a patra emisiune, și vom continua subiectul pe care l-am început cel puțin acum trei emisiuni. Practic, emisiunea trecută a fost tot o introducere pe care astăzi Alexandru va dezvolta. Bine ai revenit, Alexandru! Bine vă regăsesc! Vorbeam săptămâna trecută despre faptul că fiecare trebuie să lucreze cu el și cu cei din jurul lui, indiferent de starea de socială cu care este, dacă este căsătorit sau nu, dacă este frate, soră, mamă, tată, copil și așa mai departe, toți trebuie să lucrăm între noi. Am spus săptămâna trecută și repet și acum, nu este obligatoriu să faceți ceea ce vă spune în această emisiune Alexandru, ci doar dacă rezonați și dacă sunteți de acord cu ceea ce spune el și simțiți nevoia să faceți lucrul acesta. Așadar, Alexandru, haideți să continuăm ce am început. E un subiect interesant pentru că nu știi multe metode în viața asta ca să-ți rezolvi probleme care vin din alte vieți, problemele tale, problemele celor din jurul tău, și mereu ne întrebăm de ce mi se întâmplă, de ce este comportamentul celui de lângă mine așa cu mine, sau de ce se comportă copilul așa, sau de ce mama este așa cum nu mă iubește, sau am sentimentul că nu mă iubește, sau tatăl este agresiv. Haideți să găsim și soluțiile pentru aceste probleme. Da. Deci în emisiunea trecută am definit care sunt părțile care sunt implicate într-o dinamică între trei persoane, mama, tata și copilul. Și am definit relația la nivel transgenerațional, da, care este relația dintre parteneri, da, adică cei doi care au adus copilul. Și atunci când lucrezi prin copil, la nivel transgenerațional, de fapt lucrezi pe partenerul de partea opusă sau pe propria relație cu mediul transgenerațional din care provin. După care am zis că, ca și altă componentă, apare relația pe care cei implicați și-au dezvoltat-o la nivel translife. Da? Adică ce relații s-au întâmplat între ei ca dinamici de întâlnire, care e o amprentă care rămâne activă în spate. Nu? Bun. Ce facem acum? Păi, în primul rând, începem prin a defini ce înseamnă, adică ce se întâmplă pe perioada unei vieți. Da? De ce? Pentru că tot ce discutăm pentru perioada unei vieți este valabil și pentru celelalte vieți. Da? Cum se întâmplă într-una, se întâmplă și în cealaltă. Singura diferență este dacă viața respectivă se duce până la capăt, dacă se întâmplă să se oprească mai devreme, adică variații legate de momentul în care intră persoana și iese din mediul de familie specific. Da? Și definim câteva momente. Și definim momentul 0, și definim momentul 1. Da? Am putea spune că momentul 0 este punctul în care spermatozoidul cu ovulul se întâlnesc. Da? După care se întâmplă un eveniment, adică un proces prin care timp de 9 luni, în principiu, se dezvoltă un corp. Da? Da? Dezvoltare corp. În pântecul mamei. Da? În interiorul mamei. Da. După care apare momentul 1, care momentul 1 este momentul în care corpul iese în lume. Da? Corpul iese în afara mamei ca spațiu fizic. Da? Spațiu fizic mă refer. Da? Că în rest nu iese în afara mamei. După care urmează un proces de creștere, da? Definit prin ani, în general îl exprimăm în ani, și ajunge să plece copilul, care între timp a devenit, zicem noi, adult, așa, și pleacă la X ani sau la N ani. N ani, da? Ce se întâmplă? Păi, în momentul, și acum plecăm de la ce am discutat data trecută, participările care apar. Vine copilul, da? Copilul este aici. Corpului de lumină și iubire, cu ce? Înconjurat cu toate amprentele, să zicem, tuturor programe de relaționare la nivelul tuturor vieților anterioare. Nu? Asta ce înseamnă? Că în aceste programe de relaționare la nivelul tuturor vieților anterioare,
regăsește relația dintre el și el, el și el, relația dintre el și ceilalți, relația dintre el, planul de creație, relația dintre el și Dumnezeu din fiecare viață, nu? Și însumat, colectiv, toate trăirile pe care le are în toate viețile. E așa? Asta reprezintă subconștientul. Subconștientul la nivel de translife. Da? Adică toate tipurile de interacțiune pe care le-a desfășurat în toate întrupările, în toate viețile, în raport cu sine, cu ceilalți, plan de creație și Dumnezeu, care rămân niște tipare la nivel de câmp, care ușor-ușor se transformă în tipare la nivel de suflet. Unele se activează din corpul Duh, altele nu. Noi le spunem că le găsim în arhiva Akasha. Arhiva Akasha, da? Dar arhiva, noi vorbim specific de acolo, din toată arhiva asta subconștientă, de bucata asta, uh-huh. Da? Legătura dintre, pe care o poartă, da? Și avem viața 1, viața N, și fiecare vine specific cu aceste trăsături, cu aceste comportamente, atitudini, da? Prin care această prezență, da, a dezvoltat relații emoționale, mentale, vitale și fizice, da, și alte relații spirituale, să zicem, cu toți cei pe care i-a întâlnit în toate viețile, asemănător cu viața asta. Da? Tot ce se întâmplă în viața asta s-a întâmplat și în viețile astea, doar că ele aici sunt într-un punct de procesare, cu alte cuvinte, sunt activ în cadrul procesului de scriere a vieții, pe când aici lucrurile s-au întâmplat, ori în trecut, ori în viitor. Da? Dacă mă raportam, dacă, de exemplu, făceam această analiză la viața 10, să zicem, de aici, aș fi spus că realitatea este în viața 10 și că toate celelalte sunt vieți asociate în proiectul de analiză. Da? Dar acum vorbim din perspectiva întrupării de aici. Da. Ok. Și cu asta vine copilul. Da? Ca copilul să intre, are nevoie de o poartă. Da? Și atunci avem, poarta de intrare este linia transgenerațională a mamei, linia transgenerațională a tatălui. Fiecare oferă câte o poartă de, câte o spectru de energie, nu? Și împreună, cele două tipuri de energie creează o poartă de intrare prin care copilul intră. Da? Asta ce înseamnă? Ca programele pe care el vine din viețile anterioare cumva să se potrivească pe structura de intrare. Dacă nu se potrivesc sau sunt altele sau altceva, oricum se activează doar cele care sunt, pe care sufletul care coboară sau prezența care coboară le poate activa la nivel de suflet. Adică cât energie are din viețile anterioare, cât energie are la nivel de câmp, ce se întâmplă ca dinamică și care e programul de viață aici. Da? În momentul în care el intră prin subconștient pe linia mamei, copilul vine în spațiul ăsta și arată ceva de genul ăsta. Un copil înconjurat de ce? De toate trăirile pe care le are în raport cu linia mamei, spunem aici trăirile pe care le are în raport cu linia toate viețile anterioare, pardon, după care avem linia mamei, după care avem, punem cu albastru, linia tatălui, că de obicei albastru e asociat și la mental, mergem pe mai multe, linia tatălui, da? Dar nu e neapărat albastru, putem să spunem orice altă culoare, că nu e reprezentativ pentru, okay. Că s-ar putea ca linia mamei să fie pe mental și linia tatălui pe celălalt spectru, da? Adică pe emoțional. În momentul în care eu mă uit la copil, copilul, în momentul în care a ieșit în lume, da? Deci copilul este în subconștient, da? Inițial, pe baza programărilor, și se conectează la o celulă, nu? E o singură celulă la care se conectează, da. Celula asta e ca și cum copilul îmbracă celula. Hai să zicem că celula noastră este îmbrăcată și ocupată integral și nu se extinde în afară câmpul, da? Rămâne doar în interiorul celulei. Ea îmi spune că există o singură celulă în care există o legătură cu viitorul copil care se întrupează, există un câmp de programare care începe să intre în legătură cu spațiul de formare al copilului în pântecul mamei, care vine din formatările pe care copilul le-a făcut în toate viețile anterioare și viitoare, care intră în rezonanță cu ce? Cu legăturile pe care mediul transgenerațional al mamei îl aduce, adică relația cu mama, relația cu mediul transgenerațional, relația cu tata, relația cu mediul transgenerațional în interiorul unei celule. Da? Relația cu mama, relația cu tata. Când vorbim de relația cu mama și relația cu tata, o desfacem și pe asta în două părți. Relația cu mama se desface în partea de ce? Dinamic trans life pe care cei doi l-au trăit, adică spectru comun.
Adică dacă cei doi, mama și copilul, s-au mai întâlnit în alte vieți, da? Și dinamici transgeneraționale, în care ambii se scaldă. Adică pe spectrul de spectru energetic al familiei, intră și mama, intru și eu. Adică îmbrăcăm haina familiei și o modificăm. Dar în același timp avem și dinamicile noastre trans-life, da? Care țin de unicitatea tipului nostru de interacțiune, ca și prezențe. Da? În momentul în care vorbim de relația cu tata, avem exact același lucru. Da, linia tatălui, avem aceea. Dinamici trans-life, adică în viețile anterioare m-am mai întâlnit cu tata, da sau nu, sau viitoare, și transgeneraționale. În funcție de ce există aici ca și programare, apar răspunsul și apar activări anumite potențiale ale copilului. Motiv pentru care copilul își activează potențial, să închidă ce? Relația transgenerațională, care este relația dintre mama și tata, da? Relația transgenerațională este între mama și tata, da? Și atunci este dinamica lor. Nu neapărat a lor, a câmpului care îi înfășoară și pe ei. Da? Nu e a mamei, a tatălui, este pe linia care vin ei, da? Sunt dinamici de câmp care au nevoie să se echilibreze. Și mai am ce? Dinamici trans-life, adică dinamicile mele cu fiecare în parte pe care le-am avut în viețile anterioare sau viitoare. Da? Bun. Este ca și cum am zice că toate viețile se întâmplă în același timp, deci trăiesc acolo și fiecare se oglindește în celelalte și influențează unele pe celelalte. E posibil așa ceva? Păi vedem mai târziu, pe măsură ce punem în practică. Bine. Super. Și ce se întâmplă? Copilul de la o celulă începe diviziunea, specializarea. În funcție de ce? Păi am mai multe corpuri. Am un corp vital, am un corp emoțional, am un corp mental și alte corpuri spirituale și în spate am un corp fizic. Corpul fizic se formează în baza formatării și a prezenților de program și modul în care reacționează câmpurile de la nivelul corpului mental în jos, ca să nu vorbim de alte corpuri superioare ca și frecvențe și ca și posibilități de extensie și de înțelegere. Și atunci, în momentul în care copilul meu își dezvoltă corpul fizic, intervin ce? Dinamicile care există între transgeneraționale, adică e foarte probabil ca o parte din corp să o respingă pe cealaltă, sau dinamici care există între el și părinți. De exemplu, dacă între mine și mama am o dinamică de separare din alte vieți, este foarte probabil ca ulterior, după ce mă formez și ies în lume, să nu am posibilitatea să manifest câmpul de afecțiune în raport cu femininul. Da? Foarte probabil. Și invers, în raport cu masculinul, cu tatăl. Da? Să apară foarte multe dinamici. De ce? Pentru că există o dinamică deja trans-life, care se regăsește în dinamicile transgeneraționale, foarte bine în raportul dintre femei și bărbați. Dacă la nivel transgenerațional se resping, este că la nivel trans-life noi am avut o interacțiune, sau tu cu partenerul respectiv, sau tu cu tatăl respectiv, ai avut o interacțiune de tipul ăla trans-life. Foarte probabil. Nu neapărat obligatoriu. Da? Și copilul începe să se specializeze și își formează un corp fizic, care corpul fizic ajunge în momentul ăsta să fie un corp total format în care este înconjurat, să zicem, ăsta e corpul final. Da? Și în interiorul lui ce se află? Păi, plecând de la momentul zero ăsta și până la momentul ăsta, avem partea asta care se păstrează, bineînțeles, nu la fel, de ce? Pentru că au apărut deja variații de poziție, însă, raportat la dinamicile pe care le-ai avut în alte vieți, alea sunt acolo, ele rămân acolo, nu? La nivel de variații, la nivel transgenerațional, ăsta variază non-stop în funcție de interacțiunile care sunt între cei care sunt în viață în spațiul, în spațiul intergenerațional. Da? Dacă interacțiunile mele de când cu mama, cu tata sunt unele pe iubire, ușor, ușor spațiul se curăță, dar interacționez nu numai pe spațiul de intergenerațional, ci intru și pe trans-life aici. Iubirea mea care se duce în transgenerațional se duce și pe trans-life, adică nu e ca și cum o dirigez doar pe un canal. Merge unde e nevoie de ea. Da? În momentul în care copilul este format, este ca și cum am spune, s-a făcut o trecere de la o celulă la multicelule pe baza unui ce? Unui sistem de programare care are în spate programare transgenerațională și trans-life. Motiv pentru care rezultatul o să iasă un copil care are deja o structură predestinată. Cine o predestinează? Păi tensiunile din câmp. Asta înseamnă că copilul meu e înfășurat în niște forme energetice care ce fac? Îl predestinează, îl duc către un destin. Cine îl predestinează? Păi atenție, avem mai mulți vectori, da? Asta e o predestinare de devenire. Aici vorbim de procesul de devenire.
De ce? Am o predestinare. Adică... Dacă, de exemplu, un câmp este programat că oamenii se îmbolnăvesc la 60 de ani, eu mă pregătesc la nivel de corp ca undeva la 60 de ani să ajung să manifest acea boală. Acea boală care e specifică programată aici. De exemplu, la 60 de ani, să zicem, am o boală și este programat de aici. Asta ce înseamnă? Că corpul meu din momentul 0 și până ajunge la 60 de ani, va trebui să asigure că la 60 de ani apare boala. Musai. Obligatoriu, ca și programul. E ca și cum am pregătit-o să fie așa. Sau, la anumită vârstă, la 40 de ani, încasezi, vine o avere. Sau, nu știu ce, se schimbă ceva, sau te deschizi. Sau... Deci toată această programare care apare aici, pe care noi o numim destin, are în spate ce? O programare transgenerațională și am o programare translife. Iartă-mă, tu nu ai specificat și am vrut să te întreb și săptămâna trecută, ce înseamnă aceste programări life și transgenerațional. Da. Bine, fiecare generație, de exemplu, eu ca și generație las o formă de programare. Da? Mă nasc într-o familie, preiau comportamente, tiparele, viziunea despre realitate de la familie și o duc mai departe. Adică mențin viziunea familiei activă, continuă. Alea sunt programe transgeneraționale pe care încep să le cred, devin ele, încep să le manifest și ușor, ușor manifest transgenerațional, adică programarea din spatea tuturor străbunilor. Tot ce au lăsat ei în câmp. Când vorbim de translife, vorbim de faptul că eu, la nivel de interacțiune, păstrez anumite legături cu toate ființele în raport cu care m-am asociat sau cu care am creat legături. Da? Indiferent dacă le-am întâlnit sau nu vreodată, doar am auzit de ele și deja am o legătură cu ea. Nu? Aud că în Guatemala sunt 200 de oameni care mărșăluiesc pe plaja de nu știu unde. Dacă au plajă. Da? Dacă nu, mărșulesc și ei pe undeva. Sunt în contact cu ei, da? Deja m-am dus cu câmpul asupra Guatemalei, mintea mea deja a localizat la nivel subconștient, a reperat zona Guatemalei, energetic deja sunt conectat acolo, deja am o emoție în raport cu zona aia, în raport cu ce? În raport cu toate trăirile mele anterioare, adică punctele trigger corespondente. Și ce se întâmplă? Da? 200 de oameni mărșăluiesc în zona respectivă. Ai viziunea despre ei? Da. O ai. Ai punct de conectare? Da. I-ai văzut vreodată? Nu, nici măcar nu i-ai aflat la televizor. Însă tu ești deja în contact cu ei. Empatizezi cu ei. Nu empatizezi nimic. Ești deja în contact real la nivel de câmpuri. Tu deja schimbi informații cu ei ca și cum citești informații care se întâmplă în câmpul lor și vine către tine și tu trimiți ceea ce ești, ei trimiți ceea ce sunt și uite așa are loc un schimb informațional. Se numește conectare. Prin mutarea atenției, nu? E același lucru. Mut atenția pe cineva, că sunt conectat la nivel de câmpuri, pe anumite niveluri, depinde cât de profund mă conectez la acea prezență, până la nivel de cord de lumină și iubire, dacă aleg asta. Păi mamă, îmi imaginez ce înseamnă pentru o persoană care stă la televizor toată ziua și se uită la toate știrile alea, înseamnă că se conectează cu fiecare știre în parte și intră în câmpurile a fiecare chestie exact. Care se întâmplă, bună exact. Sau mai puțin bună. Exact. Ăsta e motivul pentru care în loc să scoatem și subconștient pozitiv la suprafață, prin știri asociative, nu? Pozitive, care îți aducă plus, 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 noi, televiziunea e formatată să transmită numai minus. Ca nu și a noastră. Ca să scadă nivelul de vibrație. În general. Nu și a noastră, nu. Dar așa e format programul, așa sunt permise. Păi, câte programe sunt care scad vibrația prin agresivitate, prin frecvență? Păi, ar trebui să pună un filtru. Dincolo de banda asta nu emitem. Mă ierți. Da, dar nu și a noastră. Noi facem emisiuni pozitive, bune și constructive. Ziceam așa în general. Uh-huh. Da? Sunt televiziuni și televiziuni, dar sunt emisiuni și emisiuni. Dacă eu la emisiune, din televiziunea asta, prezint la telematinal, când omul și-a micul dejun, câte haosuri s-au întâmplat, cu haosul pleacă la serviciu și asta mănâncă pe pâine, că așa e formatat. Da. Nu? Veștile proaste pentru cei care le pot procesa emoțional, deci pot să fac un management de situații. Nu transmit vești proaste unui copil care nu poate să le proceseze. Tu îi spui copilului tău că nu aveți bani săptămâna viitoare? Să mă ierte Dumnezeu, nu îi spui asta. Mai ales dacă are 5 ani. Păi noi, la nivel emoțional, să avem 5 ani toți. Da, corect. Motiv pentru care social suntem împinși prin subconștient, unde suntem împinși prin emisii. Despre ce vorbim? Real. Da. Bun, devenirea. Devenirea este un proces prin care începe aici, momentul zero. Este un proces celular de devenire prin care celula devine ou, adică celula devine corp adult prin diviziune și prin specializare, după care ce se întâmplă?
programarea, forma corpului, dimensiunea corpului, forma în care se formează anumite zone din corp, oase, se închid oasele, nu se închid, carențe de vitamine, nu, suplimente, nu. Toate acestea sunt definite prin baza relațiilor care există la nivel de câmpuri aici. Copilul intră în lume, ocupă corpul, încă nu-l ocupă. De ce? Pentru că coborârea se întâmplă etapizată, adică poate să se întâmple până la 5 ani, până la 7 ani, până la 12 ani, poate să rămână corpul în afară toată viața. Adică corpul de lumină și iubire nu coboară în corpul fizic, total. Motiv pentru care nu poți să aduci vital în lumea asta. Pentru că nu vrei să mai trăiești în lumea asta, de exemplu. Dacă în toate viețile ți-ai dorit să nu mai trăiești și ești adus la întrupare forțat că trebuie să-și faci treaba, mai mult ai vrea să pleci decât să stai. Motiv pentru care ai vrea să mai mult să stai în afara corpului decât în corpul și fizic. Cum poți trăi fără un corp de lumină? Că nu înțeleg, asta mă depășește. Păi nu mori. Corpul de lumină și iubire e mai aproape sau mai departe. Funcție de cât, dacă e foarte aproape, foarte aproape, adică intens, radiant, atunci corpul fizic strălucește foarte tare. Dacă se depărtează, corpul fizic nu strălucește atât de tare și scade vitalitatea. Scade capacitatea corpului de a se apăra. Motiv pentru care putem să spunem că omul devine bolnav, numai că dorește asta. Cine? Câmpul. La nivel de câmp îți dorești să fii bolnav. Și zici, nu se poate. Eu conștient nu vreau să fiu bolnav, dar eu nu vorbesc de tine. Eu nu vorbesc de conștientul tău, eu vorbesc de subconștientul tău care, într-un mod ordonat, așa cum a fost creat, nu face altceva decât să reproducă într-un mod fidel realitatea propriei realități, nu? E vreun, din subconștientul este cineva care doarme? Nu, toți sunt la foc mic. Tot subconștientul e la foc mic. Cu alte cuvinte, stau în suspensie programele și în momentul în care întâlnește punctul trigger, bang, explodează dacă au energie vitală suficientă. Da? Și le scoală la suprafață, le manifest, pac, pac, la mars și la revedere, pas cu pas. Deci, am un proces de devenire de la celulă la corp fizic, dar mai am un proces de devenire în momentul în care ființa intră în corp, nu? Când? Păi când corpul iese în afară, ființa ușor, ușor își coboară, își începe să-și coboare tot mai mult corpurile. De ce? Câmpurile? De ce? Ca să poată să suplimenteze cu lumină și iubire din spațiile înalte, hrana vitală pentru corpul ăsta, pentru că mama nu mai dă. Da? Cordoanele care o legau pe copil de hrana vitală și hrana biochimică, ușor, ușor se destramă, se desfac. Și atunci, pe măsură ce se destramă din relația cu mama, copilul coboară. Pe măsură ce, din punct de vedere a câmpurilor, ființa asta începe să-și preia corpul, mama îl eliberează. Pas cu pas, nu? Cu forța ei vitală. Cu alte cuvinte, ființa își asigură singură vitalitatea. Fie prin relația cu mediul, prin mâncare, fie prin relația cu mediul foarte înalt, prin plecarea în timpul nopții în spațiile înalte, încărcarea cu materie fină, cu nutrienți de lumină și iubire, cu care coboară în corpul, care hrănește corpul de la o zi la alta. Că altfel corpul s-ar stinge. Nu? Asta e motivul pentru care copiii au nevoie să doarmă mai mult. Asta e motivul pentru care copiii au nevoie să doarmă mai mult, mai ales dimineața când e soare și au nevoie să stea cât mai mult în soare. Asta e motivul pentru care copiii au nevoie să aibă gimnastică cât mai mult în soare. Da? Să țin copiii în soare, lecții în soare, nu știu, să se schimbe totul, să fie numai soare. Că atunci copiii au vital. Bun, ne întoarcem. Devenirea. E un proces prin care copilul își schimbă corpul fizic, corpul fizic crește, își schimbă dimensiunea, multiplică celulele pe care le are ca să se poate să-și formeze sistemele de lucru. De exemplu, ficatul crește la o dimensiune la alta, nu? Toate aceste celule reproduce, se fac în baza unei programări. De exemplu, dacă la un copil, până la vârsta de 5 ani, era în regulă, da? N-avea nicio problemă și brusc la 5 ani s-a activat un pattern. Da? Un punct trigger. Îl duci pe copil în vacanță, vede o bicicletă roșie și își aduce aminte din mediul subconștient de bicicleta roșie, patternul lui neuronal și brusc îi se activează o pată pe corp. Brusc copilul tot devine pătat. Nu avea nicio problemă. Spui că ai luat de la hotelul ăla, cine știe ce boală, îl duci și faci tratamente, îl umpli cu toxine, când de fapt problema nu este aia. Boala este doar o reprezentare, o oglindire a mediului intern al copilului. Ca și leanurile noastre, orice disfuncție. În momentul în care am oglindirea, am înțeles faptul că toată programarea de aici creează tiparele de fiziologic, adică tipurile de manifestare sau de modificare a fiziologiei corpului uman. Da? Și asta ce înseamnă? Pe baza acestei programări, corpul meu suferă modificări. Pe baza acestor programări, atrag ceea ce accept și ceea ce resping, nu? Da? Și atunci copilul pleacă în lume programat, cu componenta personală care se exprimă printr-un câmp de programare, deci are componenta personală pe care vrea să-l ducă în lume, dar poate nu, pentru că întâlnește limitarea mamei și întâlnește limitarea tatălui, care, atenție, limitările nu sunt neapărat în relația cu copilul.
Limitările sunt între ei. Da? Întâlnește linia tată, linia mamei, care au un punct de discontinuitate. Ele nu comunică între ele. De ce? Da? Deci între linia mamei și linia tatălui am o linie de discontinuitate. Ce e asta? Separarea dintre ei. Păi dacă copilul meu interacționează cu lumea și întâlnește linia mamei, se îmbracă cu un anumit tip de comportament și după aceea se îmbracă cu linia tatălui și întâlnește un alt comportament, ce o să manifeste el? Păi manifestă și pe 1 și 4. Când se duce în relația cu mama, îl manifestă pe tata sau cât a mai rămas din el după procesare. De ce cu tata, dar de ce nu cu mama? Păi e oglindire. E pe polul opus. A. Și când se duce în relația cu tata, oglindește pe mama. Cât a mai rămas din procesarea de aici? Asta ce înseamnă? Că în loc să-și manifeste propriului potențial, manifestă programul de câmp. Dar spui întrebarea, asta înseamnă că e o opreliște? Nu. De ce? Pentru că propriului potențial se oglindește foarte bine în dinamicile lor. El le are deja separări polare în viețile anterioare. Asta ce înseamnă? Că trebuie ca eu, ca și copil, dacă, de exemplu, dacă vorbesc din perspectiva copilului, sau din perspectiva copilului mama, sau tata, sau cine o fi, să înțeleg că separările anterioare de la transgeneraționale care apar în spate creează ce? Separări interioare care le transmit de la aproape în aproape. Imaginează-ți liniile astea de separări transgeneraționale cu fiecare generație în parte, pe fiecare linie în parte și între linii între ele. O multitudine. O multitudine. Deci copilul meu caută să interacționeze cu lumea, vede prin ochelari. Ochelari de formatare, ochelari de formatare emoțională și mentală, da? Pentru că vine cu niște repetiția unor cuvinte care cumva denotă un circuit neuronal format pe baza ce? Unei repetabilități emoționale. Și atunci ce se întâmplă? Copilul meu am putea să spunem că în perioada asta nu face altceva decât trăiește destinul, crea de ce? Totalitatea programelor din transgenerațional, totalitatea programelor din translife, la care se adaugă ce? Totalitatea programelor din intergenerațional, adică ce dezvoltă el pe perioada vieții în relația cu sine, cu ceilalți, plan de creație și Dumnezeu, în relația cu familia, cei din afara familiei, animalele, plantele, Dumnezeu și toate cele. Da? Deci programe la nivel de intergenerațional. Adică cu toți cei contemporani cu el. Păi ce îmi spui tu mie acum, eu înțeleg că lucrurile astea se repetă la fiecare viață în parte. Da. Păi și dacă eu am deja destinul format sau pe o persoană care, așa cum ai dat un exemplu, cu o boală trebuie să o ai la 60 de ani, tu nu poți să faci nimic ca să schimbi chestia asta? Pentru că așa ți-e destinul? Păi de-aia sunt aici, să vorbesc despre metoda care desface. Ah. Ok, scuză-mă. Eu acum prezint am rămas așa focusat acolo. Eu prezint realitatea complexității de acolo, da. Și asta este doar faza, na, deci suntem la suprafață, încă n-am intrat în puncte, în analize de cazuri. Deci noi vorbim de viziunea ce se întâmplă. Da, e o complexitate care se întâmplă, dar poate fi curățată ușor. Important este să știi ce se întâmplă. De ce? Pentru că în momentul în care vei elibera-o emoțional, vei pune întrebarea, da, asta ce este? Și răspunsul e simplu. Te uiți la explicația de aici și găsești răspunsul. De unde vine? Vine pe linia mamei, ca o complexitate, pe linia tatălui. Și în final nu o să mai conteze. De ce? Pentru că în momentul în care vei sta continuu în stare de iubire, nu mai contează pe ce linie vine. Vei fi în relație de iubire cu toți. Dar eu vorbesc de primii pași. Pentru că mentalul non-stop întreabă. Da? Merg la seminarii și eu personal, sau la tabere, eu personal stau numai în lucrări. Dar dacă stau numai în lucrări și nu dau explicații, mentalul, persoană sau prezență foarte supărăcioasă din câmp, asociată cu emoționalul, iese la suprafață iritată. Nu? Iese iritat la suprafață, împreună cu partea emoțională asociativă. Și ceva ce se opune pentru că nu primește informația de care are nevoie. Și atunci, pregătim baza informațională ca să nu mai avem rezistență emoțională, nu? Ca în training. După care mergem și prezentăm zonele de conflict maxim emoțional. Uh-huh. Da? Și acolo vedem ce putem să facem. Pentru că o să dictez procese, o să vă spun ce e de făcut. O dăruiesc, adică o doresc. Cum am primit, o dau, că nu e a mea. Nu? Cum nicio informație nu e a noastră. Le luăm de mai sus și le filtrăm și le băgăm în planul ăsta. Sperăm doar să fie cu acuratețea de 100%. Da? Și dacă nu este nimic, crește iubirea și până la urmă acuratețea crește. Da. Nu? Cu cât crește cantitatea de iubire, crește acuratețea. Ok, poate mai sunt niște puncte lipsă. Dar nu sunt relevante, înțeleg procesul în mare. Și așa sunt destul de multe și complicate, adică, repet, de matematică. Dacă sunt guri care procesează-le pe astea și când ai terminat cu astea, discutăm. Nu? Uh-huh.
și eu lucrez la ele, nu e ca și cum transmit că am terminat. Nu, și eu lucrez la ele, dar devin conștient cu fiecare etapă de alte niveluri, nu? De profunzime. Și cu cât devin mai profund, cu atât devine mai simplu la nivel de câmp, pentru că deja te-ai desprins de marea masă de programe. Și atunci, pare complex, dar la o capacitate de sinteză, de analiză care e normală, pe volumul ăsta de informații, e un detaliu de analiză. Da? E vorba de antrenament. Da. Super. În momentul în care copilul meu devine, realizez că actul devenirii este un act al destinului. Cu alte cuvinte, copilul meu este predestinat. Cine îl predestinează? Păi relațiile lui anterioare și viitoare, raportate la această viață, și îl predestinează relațiile cu transgeneraționalul și relațiile pe care Translife le-a dezvoltat cu fiecare părinte în parte sau cu ceilalți membri ai familiei, frați, surori, bunici, cu fiecare are mediul interacțiune separat, distinct, care nu are nicio legătură cu dinamicile de relații transgeneraționale. Am relații Translife, distincte cu fiecare, motiv pentru care am tipuri de răspuns distincte. Da? Și atunci, în momentul în care descoper acest lucru, descoper faptul că în loc să trăiesc o viață predestinată pe un tipar sau pe mii de tipare, construit pe mii de tipare, ce pot să fac este să schimb aceste tipare, nu? Astfel încât această viață care cumva este predestinată să se întâmple altfel. Adică cum? Cu cât schimb programarea de aici, viața, predestinarea se schimbă, nu? Este ca și cum ai schimba destinul. Ce te face să crezi că un lucru se întâmplă? Păi, dacă un lucru se întâmplă, este pentru că tu știi că se întâmplă. Dar ce te face să crezi că se întâmplă? Păi, în general, ai o experiență anterioară sau ai o credință dincolo de experiența ta? În general, nu există credințe dincolo de experiența personală. Da? Tu crezi că... Eu îți spun, uite, dincolo se întâmplă un proces extraordinar și se produce o apă care te va vindeca și apa aia, dacă o bei, toate celulele tale se vindecă. Mă crezi? Nu. Pentru că ești obișnuită să formatezi totul și să validezi sau să nu validezi în baza experiențelor anterioare. Ce ai nevoie? Să testezi. Și dacă se potrivește, magic, deja ai experiență. Da? Și atunci despre ce vorbim? Viața în sine este o sumă de experiențe prin care noi aducem aceste potențiale prin care nu se întâlneau, din punct de vedere experiențial personal, să se întâlnească. Fie că o fac la nivel de câmpuri și le închid ca și paradigma aici, fie că o fac la nivel de viață și mă întâlnesc cu reprezentanții și le închid prin relația mea de iubire, nu e același lucru. Doar că se întâmplă diferit. În momentul în care eu merg prin viață și mă întâlnesc cu reprezentantul ăsta pe care îl resping sau pe ăsta pe care îl resping, tendința mea este să-l resping pentru că programarea din spate este aceeași. Însă ce fac? Pentru că știu și am o dorință ca să crez la nivel de iubire, mă retrag doi pași, inspir, expir, tehnica simplă, inspir, expir, eliberez toată tensiunea și după intru o relație de iubire cu el. Sau termin de procesat relația cu persoana respectivă, o judec, o critic, după care mă întorc și curăț câmpurile de judecată. De ce? Pentru că toate creațiile pe care le-am făcut sunt spații proiective asupra lui. Și asupra mea în egală măsură și asupra întregii mele familii. Uite, asta nu ne-ai spus niciodată, că te dai doi pași înapoi, inspiri, expiri și ți-ai vindecat o chestie. N-ai spus. Păi spun pentru cine are nevoie. Eu cobor în interiorul meu și o fac, dar nu pot să zic du-te în interiorul tău cum fac eu, că n-ai experiența de lucru să te duci în interiorul tău. Aha. Și atunci o dăm pe asta. Te dai doi pași în spate în raport cu relația, cu ce se întâmplă, asta e din parenting. Da? Mă dau doi pași în spate, inspir, expir, de exemplu, părinților îi se recomandă să facă 10, 15, 20 de expirații, inspirații și expirații, în care pur și simplu se libereze fluxul, inspir pe nas, se liberezi pe gură. Da? Inspir pe nas, se liberezi pe gură. Să dau afară flux de energie care este în interiorul meu. Și în momentul în care m-am detașat de emoțional de spațiul din față, ce fac? Ăla e momentul în care pot să stau în iubire. Cât sunt în atașament emoțional, pot să stau în iubire? Nu, pentru că am tot felul de dinamici emoționale care non-stop mă scot din relația de iubire. Și atunci ce fac? Mă dau în spate și stau în iubire în relația cu persoana respectivă. Uh-huh. Da? Bun, hai că mai avem un albastru aici. Ce mă interesează aici? Faptul că copilul meu, și cu asta intrăm în subiect, da? Până acum a fost prezentarea, legarea pieselor, eu pot să lucrez cu mine sau cu copilul meu, presupun că ăsta sunt eu, indiferent sau orice copil. Copilul meu sau eu, în momentul în care am început să intru în lume, am intrat în lume și încep să merg, nu fac altceva decât aduc din subconștient tot ce pot să procesez și chem în relația cu mine pe cei pe care i-am respins, chem în relația cu mine pe cei pe care le dau voie, pe care îi atrag. Da? Pentru că creez puncte de legătură pe atracție sau pe respingere.
După care chem pe cei din relația cu mine, pe cei care stau în relație de iubire în raport cu ei. Adică nu sunt polarizat în raport cu ei. N-am nicio respingere, dar n-am nicio atracție. Mă uit la o persoană, mă atrage ceva, asta ce înseamnă? Că mie îmi lipsește. Nu? Și ce fac? În loc să umplu spațiul de aici, cuceresc acolo. Da? În loc să umplu spațiul de aici, cuceresc acolo. Astfel încât dacă, știu că dacă dețin aici, am sentimentul că dețin și aici. Dar de fapt nu dețin nimic. Că el nu face altceva decât să-ți oglindească golul din interiorul tău. Completez. Completezi. Da? Se numește, sunt doi parteneri care se completează unul pe altul. Uh-huh. Ambii schilonzi. Se țin de mână ca să nu cadă din picioare, nu? De pe piciorul de care stă fiecare. Unul stă într-un picior, celălalt vine, completează cu celălalt picior. Și atunci, și asta e în relația cu oricine. Și atunci, fie trăiesc aici și chem mai multe tipuri de relaționări, astfel încât în viața asta să închid cât mai multe dinamici din spate, fie lucrez direct pe câmp. Astfel încât relațiile dure, grele, pe care cumva le-a scoate la suprafață prin oglindirea cu subconștientul, pe transgenerațional sau pe translife, în loc să vin aici, ies doar aici, aici le procesez și nu le mai scot aici. Cu alte cuvinte, îl schimb destinul. Dacă aveam un destin în care, de exemplu, am multe blesteme, farmece, copii avortați, tot felul de tendințe de separare, la, și, în mod normal, viața mea s-ar întâmpla să fie asemănătoare cu cea a părinților mei, da? Și te uiți la ei ca model, pentru că modelul lor se întâmplă și a bunicilor. Te uiți la bunicii tăi. Au avut o viață fericită, ai văzut bucurie în ochii lor, la nivel de sănătate au fost ok, te uiți după aia la părinții tăi. Da? Ca filieră evoluționistă a dinamicii transgenerațională. Te uiți la părinții tăi. Ce au manifestat? Ce manifestă? Ce tipare sunt? Sunt la fel ca în câmpul tău. Dacă nu, cumva ți le-ai închis tu în raport cu câmpul. Adică să te duci tu în zero în raport cu acel potențial. În schimb, dacă ai trigger de reprezentare, da, te deranjează că părintele tău face într-un fel sau un alt fel sau altcineva, înseamnă că este activ în câmpul tău, în egală măsură. Faptul că îl numești e bun pentru celălalt, că îl înțelege că e și în câmpul lui, dar are nevoie să-l rezolvi și în câmpul tău. Da, uite, chiar te rog, spune-mi, mi-a rămas așa în minte chestia asta, dacă vezi un partener și vezi tu golul tău și ce are el, vrei să aduci la tine, care este de fapt soluția? Soluția este să se conectezi la corpul lui de lumină și iubire, care e plin cu iubire, care nu are polarități. Și întrebarea este cum faci asta. Ajungem și acolo. Bun. Da? De aia zic, e în trepte. Mai întâi conștientizăm ce avem de făcut, după care începem procesul de schimbare pas cu pas și o să dau la fiecare emisiune câte o tehnică. 10 minute mai 10 avem. Minute. Ne întoarcem. La emisiunea următoare începem să lucrăm cu o tehnică. Deja avem, promitem de la una la alta. Dar n-am ce face, că așa a mers explicația. Bun. Da? Gândește că eu când predau, când intru, am seminar de 3 zile numai pe subiectul ăsta și vorbesc aproape continuu. Doamne, numai pe subiectul ăsta. Cum rezistă oamenii? Supraviețuiesc. Nu știu dacă toți, dar glumesc. Bun. Cine nu rezistă, nu mai vine. Da. Sau mă judecă, mă critică, eu n-am făcut, eu nu fac. E vorba de să facem noi, nu să fac eu. Eu doar prezint informația pe care o fac eu. Uh-huh. Restul este transfer informațional, fă tu. Dacă nu faci, nu proiecta asupra mea ce nu faci tu. Uh-huh. Mai întâi testează, vezi dacă funcționează. Și dacă funcționează, mă pup după aia. Da? Ok. Hai. Super. Mergem mai departe. În momentul în care realizez că pot să lucrez, îmi pun întrebarea, care e motivul pentru care aș lucra pe zona asta? Păi simplu. Oamenii trec prin mai multe faze de conștiență în timpul vieții. Partea frumoasă este că în momentul în care copilul iese în lume, iese în fază de delta. Adică el stă într-o frecvență asociată, motiv pentru care doarme. Copilul visează. Da? Copilul visează. Aici. Cam cât timp doarme? Cam până pe la 2 ani are ciclul de somn continuu. Un an și un pic, 2, depinde de copil. 6 luni, 9 luni, depinde, repet, de timpul copilului. 3 luni, sunt unii copii care deja la 3 luni încep să devină activi, conștient în lumea asta. Asta înseamnă că corpul de lumină și iubire a coborât mult. Înseamnă că intră deja în procesul lui de manifestare acestei, ce are el de făcut, deja din primele ciclurile vieții. La alții se activează la 5 ani, la 7 ani, la 12 ani, la 20 de ani, la 40 de ani. Da? Depinde cât de repede coboară corpul de lumină și iubire care să lumineze potențiale pe care nu le-ai scos la suprafață. Sau cât de mult coboară, cât de mult se apropie de corpul fizic. Sau cât de mult strălucește în corpul fizic, ca să-l explic altfel. Bun. Și în momentul în care eu mă uit aici, îmi pun întrebarea. Copilul meu doarme. După ce își formează acest ciclu de relaționare cu lumea, trece într-un alt ciclu. Delta plus teta. Da?
după care trece în fază conștientă pas cu pas. De obicei se întâmplă începând cu 5 ani, se spune. 4-5 ani deja copilul începe să iasă din zona inconștientă și deja creează pattern-uri. Poți să-l înveți să se spele pe dinți, să se șteargă la fund, de la 5 ani. Unii părinți mai întârzie și îi cocoloșesc pe copii până la 12 ani. Și tot spală la fund copilul ăla de nu mai știe copilul ce să-și mai facă ca să... Da? Și atunci, ce facem? De la 5 ani copilul capătă independența. Asta ar fi o normalitate. Unii sunt de la 2 ani, unii sunt, da? Dar de la 5-6 ani copilul capătă o independență, intră în zona de conștiință. Pot eu să mai lucrez cu el aici? Da, numai că el trebuie să-și dea acordul non-stop, conștient. Pe baza ce? Pe baza cunoașterii. Pot să-l întreb eu pe un copil de 7 ani, în ce măsură îți doresc să eliberezi această emoție? De 5 ani, de 6 ani. Păi îmi doresc. Și cum ai putea să faci asta? Poți să fac coaching cu el? Nu, că n-are noțiuni. El numește lucrurile aia, 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 asta ce e? Încă. Încă n-are bagajul pregătit, da? N-are asocierile făcute. Poți să lucrezi să-l duc pe zona logică? Nu. Și atunci, așa e valabil și pentru orice om. Orice om care vine la mine la terapie, eu nu lucrez cu el. În primul rând trebuie să lucrez cu partea lui conștientă, adică zona de oponență creată pe intergenerațional, după care de-abia am acces la subconștientului când dă drumul la, ca să am acces la câmp. Bine, glumesc, eu am acces direct, dar primul lucru l-am cu ăsta. Da. Da? Să fie de acord să schimbe, nu? Care este pattern-ul, hai să zicem, caracterul format pe acest caracter pe care îl ocupă, pe care îl joacă în viața asta. În momentul în care, și aici fac o paranteză și termin, iertare pentru toate anulările pe care le-am făcut. Din februarie am anulat toate ședințele, adică n-am mai lucrat cu nimeni unul la unul și îmi cer iertare pentru tot ce am, că unele persoane de la televizor m-au contactat să lucrez, dar am anulat tot până zilele astea. Da? Adică nici n-am mai lucrat în afară, ca numai cu mine. Și am predat ce lucram. În momentul în care eu mă uit aici, realizez că copilul meu în toată perioada asta stă în delta. Copilul visează. Copilul nu vede lumea decât prin intermediul câmpurilor și prin intermediul simțurilor și ca mamei și a tatălui. Da? Asta ce înseamnă? Că atâta vreme cât visează, el nu are un conștient format. El doar stă într-o stare de observator, poziția din coaching, e magică aici. De ce? Pentru că copilul stă într-o stare de observator și observă cum câmpurile formează corpul fizic, se formatează, se stabilizează. Din când în când are reacții cu exteriorul, dar nu pentru că el are reacții, ci pentru că mediul reactiv din câmpul lui răspunde la în afară. De exemplu, mama are o relație de separare cu tatăl. Separare emoțională, să zicem, da? În momentul în care tatăl se apropie, au o dispută. Nu știu, s-au certat că laptele n-a fost prea fierbinte sau prea rece sau cum o fi fost. Au o dispută, o separare emoțională, temporară sau, na, depinde de ei. În momentul în care apare această separare emoțională, în timp ce mama o trăiește, copilul care se află în pântecul mamei, o trăiește în timp real în perioada celor 9 luni, motiv pentru care în relația cu tata trăiește deja o relație de separare. Când va ieși în lume, va avea aceste par de relație de separare dacă mama îl menține pe toată perioada gravidității? Da, este deja formatat și își va respinge tatăl, fără să știe nici, pentru că el nu respinge el, respinge câmpul în el. Dacă ajunge să creadă că merită tatăl să fie răspuns pentru că câmpul îi spune așa, magic, da? Ajunge să-și respingă propriul tată, fără să înțeleagă că de fapt e un proces emoțional. Dacă, în schimb, se activează partea opusă, da? Polul opus din alte vieți în care a jucat roluri de, în loc să fie agresiv, juca roluri de blândețe în raport cu tatăl, e foarte probabil ca un caracter să iasă la suprafață în altă viață în care a fost foarte blând, iubitor, compasiv și în loc să fie agresiv, cum îi spune câmpul, ia atitudine. Și atunci este o luptă internă în copil. Da? Încă din faza asta. Pe baza luptei interne se va defini, va fi un corp cu anumite disfuncții pe anumite organe, se formează toate celulele, se formează toate țesuturile, va fi cu capul pe jumătate, nu cu corp, fără corp. Da? Ăsta e motivul pentru care, din momentul de față, copiii sunt scanați, încă de la primele luni și ți se spune, are un sindrom și de care nu are rost să-l porți. Deja se face asta, da? De ce? Pentru că predestinarea, adică formatarea de câmp ar crea un copil care ar fi ca un mic monstruleț, adică are nevoie de adaptabilitate mare, nu se formează toate celule, poate să moară după câteva luni, poate să moară după câteva zile și ar fi un infern pentru el. Și decât să facă asta, îi spune mamei, avortează. Dar ce se întâmplă? În momentul în care avortează și nu scoate la lume acel potențial, potențialul lui rămâne tot în câmp. Nu avem pe cine să-l lucrăm. Dacă eu ca și părinte descoper că am un copil cu un sindrom care este atipic și prin care cei de la doctorii îți spun
avortează este pentru că pe cele două canale, mamă, tată, există acest potențial care s-a ieșit la suprafață prin copil. Dacă nu schimbă acel potențial, următorul copil pe care, ok, l-am avortat pe ăsta, dar îmi doresc un copil, da, că de-aia îi dau voie să trăiască. Și următorul copil care vine va purta aceleași amprentă. Nu? Că da, e acolo, ca potențial. Eu nu prea am întâlnit cazuri în care să fie 2-3 copii în familie cu aceeași problemă. Pentru că de obicei se mută pe unul. Dar pentru că cel pe care trebuie să se mute este avortat și rămâne blocat în câmpul mamei, tot ce avortezi rămâne în câmpul tău. Spațiul ăla, programul ăla care s-a concentrat în copilul care a fost avortat, în jurul copilului, în câmpul lui, rămâne în interiorul mamei, în câmpul ei. Motiv pentru care următorul copil e foarte probabil, datorită acestei prezențe concentrate, să fie influențat să-și activeze și el. Primul copil care o să rămână în lume. A, că al doilea nu mai manifestă, este pentru că deja el drenează toată această capacitate. Uh-huh. Următorul ce drenează? Următorul nivel al subconștientului, următorul nivel. Motiv pentru care, de exemplu, în familie se spune să faci mulți copii. De ce? Pentru că fiecare copil antrenează subconștientul. Și dinamicile dintre copil, pe niveluri de vârstă, sunt dinamicile între straturile subconștientului. Din transgenerațional. Da. Și mergem mai departe în emisiunea următoare, intrăm în ce ne interesează pe noi. Mergem scuzați. Mai departe în săptămâna viitoare, pentru că deja, iată, nu se reușesc în 50 de minute, să, așa cum a spus Alexandru, în ceea ce predă el, după cum vedeți, necesită poate zile să predea tot ceea ce lucrează. Aș vrea să repet, Alexandru, acum, pentru că câteva minute mai avem, ce ai spus, poate nu s-a înțeles, vis-a-vis de tot ceea ce ai amânat tu și ai anulat toate întâlnirile cu telespectatorii pe care i-ai avut înscriși, te rog. Da, spuneam că în perioada asta cât am lucrat pe transgenerațional, n-am mai lucrat cu nimeni. A fost doar 3 cazuri care erau niște cazuri mai grave, dar în rest n-am lucrat. De ce? Viziunea se schimbă, imaginea se schimbă, structura se schimbă și atunci am preferat eu să ajung într-un punct de structurare astfel încât în lucrările astea să se întâmple într-un fel, în lucrările 1 la 1. La nivel de câmp nu e o problemă, că la nivel de câmp lucrez de dimineața până seara, deci nu era... Da? Aviz celor care lucrează pe câmpuri, dacă sunt perioade de integrare masivă, e nevoie de pauză. De ce? Pentru că cu fiecare lucrare pe care o faci, scoți la suprafață oglindirea pe care o ai cu clientul respectiv. Păi la mine se eliberau mase întregi de subconștient. Dacă mai oglindeam 3-4 persoane, o luam razna ca volum de informații. Da? În sensul ăsta. Și am ieșit și am lucrat doar specific cu niște cazuri mai grave care scoteau la suprafață alte, dar rămâneam în procesare. Dar, de exemplu, toate seminarele pe care le țin, după ce se dă în seminarii sau tabere, eu zilele următoare rămân și procesez câmpul care se eliberează, că altfel se încarcă ei. Adică lucrat un câmp cere o anumită dedicare. Da, e bine de știut lucrul acesta, pentru că au fost persoane care ne-au scris și pe internet că, uite, a trebuit să ajung, dar nu s-a mai putut. Eu una n-am știut ce să explic. A explicat acum Alexandru, pentru că drept este, nici comunicarea între noi n-a fost foarte bună în perioada asta, tocmai pentru faptul că el trecea printr-o zonă pe care trebuia să și-o clarifice. Dragi telespectatori, vrem din toată inima să vă fie de folos această informație pe care vă aduce Alexandru, să o procesați, așa cum v-am mai spus, dacă simțiți că doriți și dacă sufletul dumneavoastră vă cere lucrul acesta, să o faceți. Bine, de-abia din emisiunea viitoare vom înțelege probabil ce anume trebuie să facem, pentru că tot văd că la fiecare emisiune mai e ceva de spus până ajungem la practică și mai e ceva de spus până ajungem la practică. Și mai e, nu? Și mai e. Iată, dragi telespectatori, că ne promite că mai e puțin și ajungem la ceea ce trebuie să facem. Suntem deja acolo. Suntem acolo? Da. Super. Ne luăm la revedere. Să mulțumim, Alexandru. Mulțumesc. Mulțumim și dumneavoastră. Rămâneți alături de noi, cu 1 TV Neamț. Și nu uitați că Dumnezeu ne iubește și noi suntem datori să ne iubim între noi, să ne iubim pe noi, în primul rând, și să dați această informație mai departe, pentru că informația trebuie să circule. Nu uitați să ne scrieți și să ne puneți întrebările pe comentariile pe care le faceți în emisiunile pe care le vedeți pe net și să auzim de bine. Weekend minunat! La revedere! La revedere! Weekend minunat!